De așa am ajuns la greva profesorilor. Repet aici ce am spus și atunci. Cred că profesorii au ratat o șansă uriașă, renunțând la grevă și punând botul la minciunile guvernului. Au ratat șansa de a schimba într-adevăr în bine educația din țara asta, de a o reașeza acolo unde trebuie, ca principală prioritate a unei țări. Pentru că fără educație. Iată cine ajunge să ne conduc. În agenda de astăzi o să avem un punct foarte important. România trece de la fapte la vorbe. Discutăm la de ulei, ulei asistentă. Sigur, există atât părți bune, cât și părți mai puțin bune la fiecare dintre noi.